clasa în timpul liber și se deplasa cu un autovehicul proprietate personală, a intrat în coliziune cu un alt autovehicul pe o stradă în centrul municipiului Focșani. Imediat după anunțarea evenimentului la numărul unic de apel 112 s-au deplasat la fața locului două echipaje din cadrul detașamentului de pompieri Focșani cu auto specială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, iar în momentul sosirii forțelor de intervenție la fața locului, bărbatul în vârstă de 27 de ani era blocat în autovehicul, intervenindu-se cu accesoriile specifice din dotarea auto speciale pentru descarcerare. Acesta a fost preluat de paramedici, care i-au acordat primul ajutor calificat, era conștient, era cooperant, dar prezenta suspiciune de fractură la membrul inferior drept. Pompierul a fost transportat de o ambulanță la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean din Focșani, acesta având fractură de tibie și peroneu. Este un accident la intersecția străzilor Ștefan cel Mare cu Bulevardul Independenței. Se pare că o abordare de prioritate, o persoană rănită în urma acestui eveniment și efectuăm verificări pentru a stabili ce s-a întâmplat acolo. Oamenii legii merg acum pe două piste. Ori unul dintre șoferi a trecut pe roșu, ori nu s-a acordat prioritate de trecere.